A apărut un dragobet mic, domnul. Ce faceți, domnul Tudor, acolo? Foarte bine! Da? Am înțeles că tu, ca fiind cel mai mare brânzarian în viață, ai gustat cașu și cu urda. E pozitiv, da? Da, delicioasă! Oh. Mm. Și totuși, pentru emisiunea asta, ai pregătit ceva? Da, eu am pregătit ceva. Acum o săptămână, Exclusiv VIP s-a întors. Și pentru că s-a întors Exclusiv VIP, s-a mai întors altceva, nu? TikTok Shock! Bun găsit! Sunt Tic Tudor. Împreună o să descoperim cele mai frumoase povești cu ajutorul TikTok-ului. Cât de multă dragoste! Ce frumos! E momentul perfect să-i spui și soacrei cât de mult o iubești. Bună ziua, doamnă! Câinile dumitale au mușcat-o pe soacră mea de 2 ori. Vai, îmi pare rău. Vreți despăgubiri? Nu, eu am venit să cumpăr câinile. Nu! Nu ne plac așa, mame! Dacă vrei să știi cum să cucerești o fată, vorbește cu fratele mai mare. Hei, ce s-a întâmplat? Mă duc acasă la o colegă să lucrăm la un proiect. Îmi place foarte mult de ea și nu știu cum să-i spun asta. Știu ce să fac. Serios? Acasă la ea. Copii, eu plec, succes la proiect. Bine, pa, mami. Stați, înainte să plecați, sunteți cumva o artistă? Nu, de ce? Pentru că ați făcut o operă de artă. Există și semne de iubire fără așa texte, dar uneori îți vine să-l și bați. E ziua îndrăgostiților, e deja ora 5 după amiaza și eu până la ora asta n-am primit niciun buchet de flori. Oare ce face soțul meu? Lasă că-i arăt eu lui. Știi ce zi este astăzi? Ouleu, dar de ce ești așa nervoasă? Răspunde la întrebare. E miercuri? Așa, și ce semnifică această zi? E 14 februarie. Și ce se sărbătorește astăzi? E Paștele? Nu, mă, jegosule, e 14 februarie, ziua îndrăgostiților și tu până la ora asta nu mi-ai luat nicio floare. Fai de viața mea, ce mă fac, ce mă fac, ce mă fac, ce mă fuc? Credeai că uită iubitul tău de tine, uite în spatele tău acolo, cum să nu-mi vezi că-i iubita? Cum adică? Sunt pentru mine! Sunt de la tati, uite! Mulțumesc! Mulțumesc! Ce să zic? Într-unele cazuri, nici soția nu-i vreo podoabă. Honey, why is the baby on fire? Buy me more jewelry! Dragostea costă, așa văd eu pe TikTok. Până la ultimul ban! Blonda, blonda, ia stai! Eu? Da, da, nu ești amanta soțului meu? Da, da, de unde știi că nu ne-ai prins? Lasă de unde știu, fii atentă, vom face o schemă. Ok. Tu mergi cu mine acum la mall și îmi cumperi tot ce vreau, da? Aoleu. Niciun aoleu, că și soțul meu a cheltuit o grămadă de bani cu tine. Iar eu acum am nevoie de bani pentru că nu-i cardul lui la mine. Am înțeles, ce-i corect e corect. Perfect, și promis să nu vă deranjez la următoarea voastră întâlnire. Super, mulțumim, hai! Noroc am cardul lui bărbaxul la mine. Cum zicea un cântec, când dai cu cardul, e ca leopardul. Dar magazinul e prea mic! Goana după cadouri al bărbaților în ziua iubirii. Uite așa. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is gone. Și în final, spuneți-le fetelor, te iubesc, dulceață. Pa, pa! Cine e grăsuța mea? Cine e grăsuța mea? Da, doamnelor și domnilor, a fost bine, ne-am distrat, dragi dulcețe, dragi dulcețe.